Centrul de transfuzie sanguină Călăraș nu este închis. Călărășenii sunt așteptați să doneze sânge. Spitalele au în continuare nevoie de sânge. Dacă sunteți sănătoși, dacă în ultima lună nu ați călătorit în străinătate sau nu ați venit în contact cu persoane care au călătorit în afară, sunteți așteptați la donare. Persoanele care vor să doneze sânge au voie să deplaseze la sediul Centrului de Transfuzie Călăraș, conform ordonanței militare numărul 3 din 24 martie 2020, având asupra lor o declarație pe propria răspundere care să cuprindă numele, prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. Centrul de transfuzie sanguină călăraș a luat toate măsurile pentru ca oamenii să doneze în siguranță. În aceste vremuri triste, pe fondul pandemiei COVID-19, gestul dumneavoastră de omenie poate șterge lacrimi și aduce speranță.